Din 23 de primării care și-au anunțat dorința de a accesa fondurile elvețiene, doar 4 au reușit să treacă în etapa a doua și să beneficieze propriu-zis de finanțare, între ele și Suceava cu 2 proiecte, unul de modernizare a iluminatului public și unul de achiziționare de autovehicule și biciclete electrice. Proiectul pentru iluminatul public a fost semnat, iar acum i-a venit rândul celui pentru achiziția de autovehicule electrice. În momentul în care s-au lansat aceste proiecte, au fost 23 de primării care s-au înscris cu proiecte și doar 4 primării au intrat în faza a doua, una din cele 4 primării fiind Suceava cu cele 2 proiecte. S-a lucrat foarte bine cu echipa de la primăria de aici, întotdeauna am avut sprijinul și am avut un feedback foarte rapid la toate întrebările, nelămuririle care au apărut și pentru noi este o noutate pentru că e prima dată când în România putem să accesăm fonduri elvețiene. Știți că Elveția nu este stat membru al Uniunii Europene, însă colaborează foarte bine și în acest sens a alocat o sumă destul de importantă pentru noile state care au aderat la Uniune. Astfel, Suceava se va număra printre primele orașe din țară care se dotează cu autovehicule și autoutilitare electrice. Mai mult, Suceava va avea o vastă rețea de puncte de încărcare pentru automobile electrice, totul urmând să fie realizat în termen de 24 de luni. Valoarea acestui contract este de aproximativ 3 milioane de euro, cea mai mare parte din bani fiind puse la dispoziție de guvernul statului elvețian. Valoarea totală a proiectului este de 13.085.530 de lei, din care parte nerambursabilă de la elvețieni în lei, vă spun, 8.572.784. Proiectul prevede achiziționarea 11 autoturisme electrice, 2 furgonete electrice, 2 autoutilitare împărțite în automăturătoare electrică și autocisternă electrică, dar și foarte important, 10 biciclete electrice, tot pentru un oraș verde. Totodată, pe lângă aceste autovehicule care le vom achiziționa, aceste sisteme, se vor înființa și 28 de puncte de încărcare electrică în municipiul Suceava, 14 puncte de încărcare rapidă în zonele publice ale Sucevei, în așa fel încât aceste autovehicule, dar și alte autovehicule care vor fi în municipiul Suceava să poată fi încărcate și 14 puncte la sediul primăriei, Direcția Generală a Domeniului Public, la piață. Inedit în proiect va fi achiziția de biciclete electrice, care vor putea fi folosite și în scop de deplasare sau turistic. La biciclete vă pot spune că la Centrul de Tradiții Populare va fi prevăzut un stand pentru astfel de biciclete și pentru turiști, pentru persoanele doritoare, se vor putea închiria cu ghilimele de rigoare pentru că ele nu pot fi folosite în profit și vor fi folosite și pentru zona turistică. În contract mai este prinsă și o sumă de 200.000 de lei pentru realizarea studiului necesar achiziționării a 40 de autobuze electrice cu fonduri de la Uniunea Europeană de această dată. În acest proiect avem o valoare de 259.327 de lei prins pentru elaborarea unei documentații în vederea achiziționării a 40 de autobuze electrice pe programul operațional regional 2014-2020. Municipalitatea suceveană mai are un proiect semnat pe fonduri elvețiene, cel de management modern al iluminatului public, prin care se vor schimba 3.816 corpuri de iluminat din oraș, cu altele moderne, cu LED-uri. Acesta are o valoare nerambursabilă de 22 de milioane de lei, contribuția primăriei Suceava fiind de 4,2 milioane de lei.